Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Anastasescu și mă bucur să vă am alături la o nouă ediție Flash Monden, pentru că v-am pregătit o serie de subiecte numai unul și unul. Haideți să vedem principalele mondenități de astăzi. Camelia Șucu își poate permite orice lux din lume, dar nu se aruncă niciodată cu capul înainte. Moderația este cuvântul ei preferat. Care este locul ei preferat de pe toată planeta, aflați la Flash Monden. Din divorț în despărțire, Dinu Maxer este din nou un bărbat singur, iar în amor are doar ghinion. Care este partea lui de adevăr, aflăm în această seară. Freddie Mercury face bani chiar și după atâția ani de când nu mai este printre noi. O pereche de pantaloni scurți purtați pe scenă s-au vândut pentru avere. Cine i-a cumpărat? Aflați la Flash Monden. A fost protagonista celui mai scump divorț din România. Camelia Șucu este o femeie de afaceri de succes care acum își poate permite orice. Îi plac vacanțele în Grecia, unde și-ar putea cumpăra chiar și o insulă întreagă. Femeia de afaceri ne dă sfaturi utile pentru cei care își doresc un cămin de vis. Camelia Șucu are 57 de ani și este una dintre femeile de afaceri de succes din România. Afacerista este pasionată de modă și reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Are secretele ei la acest capitol. Dar mi-a plăcut întotdeauna să aleg calea sănătoasă în a mă întreține. Da, și interior și exterior. Am ajuns la aceeași concluzie. Puțin este perfect, simplu, este minunat și frumos. Deci, puțin. Vin în momentul acela din an în care poți să mergi în aer liber. Nu știu, chiar și să te duci de pe jos de la serviciu acasă sau dacă nu plouă, da. Sau parcuri, sau păduri, sau oriunde am putea să mergem. Natura este minunată. Îți oferă extrem de multă energie pozitivă și te ajută în afară de a te menține fizic bine și psihic, te ajută să te echilibrezi. Apoi, întotdeauna, deci am ajuns la concluzia că deficitul caloric, cum îl numesc nutriționiștii sau consultanții de fitness, este cel mai bun până la urmă. Și, într-adevăr, și la mine funcționează. Lucrăm la echilibru cu noi, da? Mâncăm mai puțin, consumăm mai puțin, nu aruncăm mai puțin, ajutăm mai mult. Camelia Șucu duce o viață de invidiat. Puțin știu însă că își permite doar o vacanță pe an, din lipsă de timp. Grecia este destinația ei favorită. V-ați gândit vreodată că multă lumea se gândește să vă luați un locșor, o căsuță în Grecia, acolo, unde să vă retrageți? Dacă mă retrag de tot, mai am până atunci, după 90 de ani facem emisiune acolo dacă vreți. Femeia de afaceri are tot timpul sfaturi prețioase la ea pentru cei care doresc să-și întemeieze căminul visurilor lor. Mie îmi plac casele care respiră și care sunt luminoase și unde nu te împiedici de mobilă. Deci mai puțină mobilă. Și pentru că la români sunt foarte multe mobilă. Nu știu, ne place să împopoțăm în casă. Da, niciodată nu am propus foarte multă mobilă într-o casă. Sunt foarte importante într-o casă să fie de bună calitate, frumoase și să te atragă și să îți dea energie bună din toate punctele de vedere și vizual și tactil, bucătăria, canapeaua și patul. Sunt trei stâlpi pe care eu aș construi amenajarea unui interior al unei case și le-aș considera trei puncte în care merită să faci o investiție. Da? Indiferent la ce buget, dar acolo trebuie făcută investiția. De ce? În bucătărie este locul unde gătești și unde mănânci. Și tot ce gătești trebuie să gătești cu
liniște și cu suflet bun, să mănânci liniștit, să te retragi într-un, pe o canapea undeva unde să stai frumos și să stai liniștit și relaxat, și noaptea trebuie să fie un somn liniștitor și patul și salteaua trebuie să fie de foarte bună calitate. În rest, m-aș juca cu accesorii, care accesorii normal și măsuțele sunt accesorii, dar culorile și accesoriile sunt cele care trebuie să umple casa, nu neapărat mobila. Trupa Sweet Kiss a făcut furor pe piața muzicală acum 26 de ani, iar relansarea a dus trupa din nou pe culmile succesului. În această seară, ni se alătură în platoul Flash Monde. În urmă cu o lună, Dea și Dinu Maxer anunțau la unison că divorțează. A fost șoc în lumea mondenă. Cei doi păreau cuplul perfect. Aveau la activ 18 ani de relație, 14 de căsnicie și 2 copii. Dinu Maxer a rupt tăcerea și ne-a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv al rupturii dintre el și Dea. Între timp, cântărețul își găsise și o nouă iubită, cu care însă, ce să vezi, nu a fost compatibil până la urmă. Toată lumea, toată lumea, orice femeie te pup, gata, e iubita lui Dinu Maxer, să mă pup și eu cu tine și că cine știe. Acum sunt pupabil, știi? Înainte n-aveai voie, nu? Înainte nu se putea, că era interzis. Ia zi, Dinu, cum te simți tu acum, că acum ești burlac? Ce să mai, cum te simți de când ai devenit burlac? Eu știu că te simți cam bine, știi? De când mi-am acceptat statutul de burlac, fiindcă este foarte... Când s-a întâmplat? Când te-ai acceptat? Chiar pe 1 martie. Wow, frumos, de ziua femeii, ce? Da, a fost ultimul moment în care, îmi place mie să zic așa, metaforic am îmbrățișat-o pe Dea. Și din momentul acela am înțeles că drumurile noastre s-au despărțit și atunci am început să-mi accept, n-a fost ușor. Practic, la tine a fost ca o revelație, să înțeleg, așa se înțelege. Nu, a fost ca o ultimă încercare. Ultimul glonț, dacă vrei, dintr-un cartuș. Dea și Dinu Maxer au tot încercat să-și dea unul altuia o șansă ca să-și salveze căsnicia, măcar de dragul celor doi copii pe care i-au împreună. Totul a fost însă în zadar. Am încercat amândoi. A fost o luptă pe care ne-am asumat-o amândoi, de argumente, de înțelegere a unuia pe celălalt, și trebuie să recunosc că, hai să zicem, eu am tras mai mult sau eu am acceptat mai greu. Înțelegi? Pentru mine a fost mai greu să accept faptul că ne apropiam spre un inevitabil divorț. Certurile în familia Dea Dinu Maxer au ajuns în ultima vreme la paroxism. Se certau din orice, iar divorțul a fost inevitabil. Perioada de negare a fost înainte, deci prima perioadă în care disperi, să zic așa, a fost înainte de cererea de divorț cu mult timp. Și toate celelalte, faptul că n-am acceptat furia și așa mai departe, că a existat depresie. Chiar ați încercat, v-ați certat? Bănuiesc că au fost și niște certuri. O știu mai ales, te știu și pe tine, dar o știu și pe ea. Noi ne-am despărțit din cauza certurilor, fiindcă ne-am certat foarte mult. De la ce vă certați? De tare. Orice. Zi-mi un subiect la care nu ne certam. De la lucruri banale în gospodărie până la, nu știu, cum îl îmbrăcam pe film sau... Da, dar lumea se ceartă, dar să și mai mergi în pacă, știi? Păi ne împăcam, dar dacă certurile devin mai dese decât, sau din lucruri minore, e în popor, în tradiția populară. Mama îmi zicea, zice, cu cât un cuplu pe care vezi că se ceartă din nimic, ei se apropie inevitabil spre despărțire. Când muzica ți intră în sânge, nu mai scap de microb orice ar fi. Trupa Sweet Kiss o știe cel mai bine. Au trecut 26 de ani de la lansarea trupei, iar acum piesa Alin, Alin se aude din nou în boxe. Trupa s-a relansat și este gata de acțiune. Face față oricărei provocări impuse de piața artistică. Le spun bună seara Irinei și Nicoletei, bine ați venit la noi! Bine bună te-am seara. Găsit! Bună seara! Bine te-am găsit! Spuneți-mi cum este să retrăiți din nou acest sentiment de a
fi din nou pe scenă. Bine, trebuie să precizăm că pe scenă sunteți în formulă completă împreună cu colegul vostru, Laurențiu. Da. Cum să fie? La fel ca acum 25 de ani, este ca și cum am apăsat pe butonul de pauză și am apăsat la foarte puțin timp, parcă pare că a trecut, pe butonul de play. Cât de frumos, oricum timpul se scurge atât de repede și trebuie să vă recunosc că și eu am fost un mare fan al acestei melodii, Alin Alin, și o fredoneam tot timpul și de aceea mă bucur tare mult că v-ați relansat și pe această cale vă urez multă, multă, multă baftă. Mulțumim frumos! Unde vă ascultă lumea? Care este următorul concert? Care sunt planurile? Mâine te așteptăm! Mâine, 12 mai, venim! Într-un club mare din București. Intrați pe trupa Sweet Kiss pe Facebook, pe trupa Sweet Kiss pe TikTok, o să găsiți detalii. Toate detaliile anume despre concert. Suntem împreună cu Elei și Minodora. Ce frumos. E o petrecere gen Bairam, așa. Gen Bairam, Bairamul din sufragerie, mai ții minte? Cu siguranță, alea erau cele mai tari petreceri. Îți dai seama că o să fie foarte frumos. O să fie foarte frumos. Vă invităm pe toți. Bine, și nu numai, avem, ăsta e primul... Este primul. Vom anunța, noi anunțăm pe pagina de Facebook și pe Instagram, pe TikTok. Orașele, datele. Orașele care urmează și luăm fiecare în parte. Nu amețim lumea cu prea multe evenimente anunțate deodată, fiecare la rândul. Avem la și în țară, avem și... În străinătate. Primul concert din străinătate este în Dubai. Da, cât de frumos! Și este o petrecere privată. Abia să merg la soare. Pentru puțin bronz. Da, exact. Muncă și distracție, exact. Relaxare. Da. Dar spuneți-ne puțin ce s-a întâmplat în 2011, atunci când ați încheiat colaborarea. Dați-ne mai multe detalii, vă dați seama, curioși. Nu s-a întâmplat, adică mare... Noi nu ne-am certat, să înțeleagă lumea că nu ne-am despărțit. Nu ne-am certat. A fost un moment în care... A trebuit fiecare... Bine, eu am locuit în străinătate o mare parte din acest timp. Am mers un pic fiecare pe drumul lui. Bine, am avut și familiile, știi? Am avut anumite business-uri de pus la punct. Drumurile noastre, să zic, că ne-au dus... În alte direcții, profesional, din punct de vedere profesional. Însă noi ne-am văzut și Irina a fost la mine. Eu am locuit în Italia foarte mult timp. Eu mergeam la ea în vizită. În Italia, deci la mine se știa de câteva ori pe an. Irina era prezentă. Chiar a fost la mine și când am născut și deci tot timpul a fost cu mine. Și Laurențiu venea ocazional, veneam eu în țară, ne veneam tot telefonic, timpul. Adică am ținut legătura chiar... Când veneam în țară, locuiam la casa lui Laurențiu, fiind mai mare, stăteam toți trei acolo și mai compuneam, mai stăteam, mai... Povesteai mai devreme despre faptul că tu ai locuit foarte mult timp în Italia și asta voiam să vă întreb pe fiecare dintre voi. Ce s-a întâmplat în toată această perioadă cu viețile voastre private, personale? Unde ați locuit? Poftiți, doamnă! Las cuvântul, doamnă! Mulțumesc, doamnă! Eu am un băiat de 15 ani. Să străiască. Mulțumesc, la fel, dacă e cazul. Așa. Ce? Familie, business. Am lucrat și în domeniul bucătăriei. Bine, am avut business-ul meu în domeniul bucătăriei. S-au întâmplat foarte multe lucruri. Acum nici nu mai știu să le pun pe... Între timp am devenit și make-up artist. Cât de puțin din toate. Da, make-up artist mi-am dorit de foarte mult timp să devin, pentru că mi-am dorit să mă machez la un alt nivel. Eu personal, ca și artist. Și după mai am și fete care vin și... Să zic așa, se bucură de câte un machiaj la fete, un eveniment. Fete. Da. Mai am și fete. Unul din modelele mele, Irina. Da. Irina. Da. Iar eu am rămas tot în domeniul muzicii. Am compus și la alți artiști, am cântat și eu singurică. Mi-am cunoscut noul partener, ca să zic, după perioada cu Sweet Kiss. Viitorul soț, zic bine, nu? Da, logodnicul meu, da, viitorul soț. Sperăm și noi la anul să facem nunta, că de 3 ani mă tot chinui să o fac. Cu siguranță, dacă ți-ai propus, sigur o să iasă asta. Da, mi-am propus la anul să facem și nunta. Nicoleta, Irina, vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Multă, multă baftă mâine la concert. Mulțumim și vă mai așteptăm oricând cu mare, mare drag. Mulțumim frumos și te așteptăm mâine. Te așteptăm. Vin. Dragilor, noi continuăm. Celebrii pantaloni scurți ai lui Freddie Mercury s-au vândut pentru o avere. Artistul este o fabrică de bani chiar și acum. Cine i-a cumpărat și cât au costat, aflați imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi.
ne-am întors din publicitate și vorbim despre Freddie Mercury, care face bani chiar și acum, după atâția ani în care nu se mai află printre noi. Fanii nu l-au uitat nici astăzi, iar recent o pereche de pantaloni scurți pe care i-a purtat în timpul unui concert s-au vândut pentru o sumă halucinantă. $22.400 a plătit un fan înfocat la o licitație. Trupa Queen a fost și va rămâne mereu o emblemă în muzica mondială, iar Freddie Mercury rămâne o legendă. A fost unul dintre cei mai controversați artiști și chiar și acum, după atâția ani de la trecerea sa în neființă, stârnește un imens interes. Multe dintre lucrurile sale sunt încă râvnite și urmărite de fanii săi. Ținute, muzică sau obiecte personale nu scapă nevândute dacă cumva sunt scoase la licitație. La fel s-a întâmplat și cu pantalonii scurți din piele negri pe care i-a purtat la concertul din Birmingham în anul 1980. Au fost cei mai scurți pantaloni negri purtați vreodată de un artist pe o scenă, iar scopul lui Freddie Mercury a fost să șocheze. A reușit cu brio. Acum este pentru a doua oară când sunt vânduți la o licitație. Prima oară au fost adjudecați la o licitație organizată pentru fanii din Southport în anul 1993. Acum au ajuns peste ocean, iar cel care se bucură de mult râvnita piesă vestimentară a plătit $22.400. Freddie a decis să încerce să șocheze publicul cu ținuta lui de scenă pentru bis, cea mai scurtă și mai strâmtă pereche de pantaloni scurți din piele neagră pe care a putut să o găsească. Nu au lăsat mare lucru imaginației, dar nimeni nu s-a plâns. Pantalonii n-au ajuns singuri la noul lor proprietar, ci însoțiți de scrisoarea originală de autenticitate. Anul acesta, licitațiile se vor ține lanț pentru o sumedenie de obiecte personale ce i-au aparținut lui Freddie Mercury. Vorbim despre costume sau chiar versuri scrise de mâna marelui artist. Toate au fost păstrate cu sfințenie de buna sa prietenă Mary Austin încă din anul 1991, când artistul a părăsit această lume. Am avut bucuria și privilegiul de a trăi înconjurată de toate lucrurile minunate pe care Freddie le-a colecționat și pe care le-a iubit atât de mult. Love of my life, love of my life. Freddie Mercury a fost, este și va rămâne o legendă. Recunosc, este unul dintre preferații mei. Atât pentru moment, ediția Flash Monden de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Prima TV!